de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit după o absență de 4 zile. Am multe lucruri să vă spun, dar aș prefera astăzi să vorbesc eu mai puțin. Nu pot să nu fac o introducere. A apărut numărul 476 din Mesagerul de Neamț. Aveți multe de citit, vă spun. Nu stăm acum să intrăm în toate amănuntele. Între timp am primit de la un om politic local o carte și nu pot să nu vă arăt. Cartea se cheamă Cafeaua de dimineață. Este o carte de reflecții zilnice și nu știu cum s-a făcut că la ziua de astăzi, dacă nu mă înșel, avem vederea semnelor. Ci că și apropiindu-se fariseii și saducheii și spitându-l, i-au cerut să le arate semn în cer. Iar el răspundând le-a spus, când se face seară ziceți, mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roșu. Iar dimineață ziceți, astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu, pot să morât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o judecați, dar semnele vremurilor nu puteți. Neam, viclean și adulter cere semn și semn nu se va da lui decât numai semnul lui Iona. Asta este la ziua de astăzi. Și ca să explicăm pe scurt, fariseii și saducheii de obicei nu se înțelegeau, dar se uniseră împotriva lui Hristos, fiindcă el nu se comporta potrivit așteptărilor lor arogante și egoiste. S-a potrivit de minune pentru emisiunea de astăzi, pentru că vă atenționez de la început, cei care sunteți niște oameni comozi în gândire, oameni care nu acceptați argumente și nici lucruri care aparent ar fi ieșite din comun, mai bine renunțați să urmăriți emisiunea, sincer vă spun. Deci, la emisiunea Cafeaua de dimineață, domnul Sorin Lavric, nici nu știu cum să-l prezint. Acum trebuie să-l prezint ca senator, dar parcă nu-mi stă pe limbă. Filozof, scriitor, om al cetății. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bună dimineața, domnul Bălănescu, vă mulțumesc pentru invitație. Eu însumi nu mă percep încă în pielea senatorului și va trebui să treacă timp până când să mă obișnuiesc cu acest gând. Încă sunt cel care eram înainte, încă n-am deprins oficiul acesta politic și sper să nu-l deprind mai cu seamă sub unghiul moravurilor atât de triste. Moravuri din cauza cărora știți bine că imaginea pe care românii o au despre politicieni este una că se poate de execrabilă. Politicianul este tot timpul omul cu clinații spre matrapazlăcuri, spre viclenii și spre duplicități. Ori dacă eu am să fac asta, înseamnă că o să-mi retez singur rangul existențial și mai bine nu m-aș fi apucat să fac acest pas în politică. Bun. Aproape că nu-mi vine să vă întreb de ce ați intrat în politică, am văzut explicațiile pe care dumneavoastră le-ați dat, erați scârbit de cei care erau în politică, acum sunteți în bancă lângă ei. A crescut sau a scăzut scârba? A crescut slava de șartă, să știți. Este foarte ușor să fii prins în această beție a puterii, pentru că ai tot felul de înlezniri. Oamenii încep să se schimbe, îți dau mai multă atenție, fizionomiile lor se modifică, ești tot timpul înconjurat de zâmbete, ți se deschid ușile și starea aceasta de plutire printre semeni te poate fura până acolo încât să o iei razna și chiar să-ți închipui că puterea asta e o calitate intrinsecă și nu doar o delegare, pentru că în fond am fost delegați de jos în sus printr-un vot și atât. Am aceeași scârbă față de politică, dar nu mai avem motoarele turate la maxim ca în campania electorală. Acum învățăm niște reguli de curtoazie, stând lângă adversarii noștri, adversari care unii ne privesc cu simpatie, ceilalți sunt dușmani ireductibili. Și, cum vă spuneam, scârba nu s-a micșorat, în schimb, slava de șartă crește foarte ușor. E atât de ușor să începi să pleznești de mândrie gândindu-te cât de important ești când de fapt nu ești, încât acesta e riscul cel mai mare din punct de vedere psihologic. Bun. Să ne întoarcem un pic în timp. Alegeri parlamentare. Eu aș vrea ca această discuție să fie, dacă se poate,
cât mai sinceră și directă. Da, da, da. Cât la sută ați sperat că veți ajunge în Parlament din Neamț? Noi ne-am dorit să trecem pragul electoral. La nivel național. La nivel național, ca să intrăm în Parlament. Pentru că dacă nu intri în Parlament în 4 ani de zile, motivația se stinge, entuziasmul dispare și mulți se retrag. Din vocile din apropierea mea se vehiculau cifre cam de 7-8%. Dar știam că am fost boicotați tot timpul mediatic. Noi n-am existat în sondaje. Conspirația asta a tăcerii totuși n-a dat rezultate. Și simțeam că suntem pe val, dar nu speram să ajungem la 10%, deși am trăit tot timpul cu frica de a fi furați în secțiile de votare, pentru că noi, nefiind atunci partid parlamentar, noi nu aveam voie să ne trimitem oamenii ca să supravegheze numărarea voturilor. Ați obținut niște rezultate care pe multă lume, inclusiv pe mine, m-au mirat. Am încercat să înțeleg care au fost căile pe care s-a ajuns. Pe mine nu mă mulțumește explicația Facebook. Deci, explicația Facebook și cred că și dumneavoastră, care sunteți un om care ați lucrat și în redacții și ați interacționat cu atâta lume, nu cred că este singura explicație. Eu am scris imediat după alegeri cu una din explicații, ar sta și în sprijinul Bisericii Ortodoxe. Nevăzut, ne așa, pe bază de simpatie sau pe bază de direcționare, nu știu, dar cred că una din explicații ar fi și acolo. Am câștigat pentru că am venit în prelungirea unei stări de spirit naționale, generale, iar starea asta de spirit stă în două trăsături. Entuziasmul național sau naționalismul. Naționalismul nu este o plagă, așa cum vor cei de stânga. Nici nu se discută. Aici sunt, o să discutăm lucrurile astea. Da. Deci, patima, entuziasmul național și doi, credința creștină. Întâlnindu-se aceste două trăsături, au dat o stare de spirit în prelungirea cărora am apărut noi. Asta este aurul până la urmă. Bun, au fost niște semne. Dacă ținem minte mesajul Patriarhului dat în momentul în care s-a interzis pelerinajul la Maștele, dacă nu mă înșel, Sfântului Dumitru, dacă nu mă înșel. Da, la București, da, Basarabia. Când el a lansat o pildă, apropo de pilde. Da. Care a fost o pildă cu mult înțeles, nu subînțeles, cu mult înțeles pentru cei care au vrut să înțeleagă. Și dacă după aceea mergem și ne uităm în statutul AUR, sau mă rog, partea aceea de program care de vă ghidonează, doctrină, da. Care spune cam așa, că ne vom opune tot timpul oricărei atingeri aduse bisericii creștine, da, ortodoxe creștine, și corpului clerical. Deci, acea declarație dată înainte de alegeri, cu acest lucru din statut, cred că a contat destul de mult. Dacă mă întrebați pe mine, cred că cel puțin un 3-4%. Da, nu tăgăduiesc, dar asta nu înseamnă că în mod oficial biserica ne-a slujit, ne-a sprijinit, nici nu avea voie să ei facă. Nu sprijină niciodată pe nimeni, da. Oficial. Dar noi ne-am obișnuit și în Neamț să vedem că de obicei apar niște donații, între ghilimele, oficiale de la instituții publice, taman în anul alegerilor sau înainte de alegeri. După aceea, dacă te uiți pe rezultate, poți să faci o analiză. Da, da, așa este. Lăsăm lucrurile acestea deoparte. Domnul senator, intrarea AUR în Parlament a dus la demonizarea, eu o spun fără niciun fel de jenă și nu mi-e frică să... unor persoane din AUR. Dumneavoastră ați fost cap de listă. Da. Nimeni nu vorbește, nu vorbea până atunci despre Sorin Lavric, că doamne a scris o carte de coc pentru de femeie și uite domne că acolo el vorbește despre nu știu ce. Nimeni nu vorbea despre, în afară de niște cercuri de cunoscători, despre Sorin Lavric ca cel, omul care a scris o carte despre legionarism, noi ca și mișcarea legionară, în care pentru cei care e interesat pot să vadă întregul mecanism prin care intelectualitatea a mers spre zona respectivă. Brusc, dintr-o dată,
ați devenit persoană publică. Lumea a uitat chiar și de interviul dat de dumneavoastră în Profesioniștii. Acum vreo 3-4 ani. Cred că 6 ani. Sau 6 ani. 2015. 2015, cu doamna Vodă, dacă nu mă înșel. Doamna Eugenia Vodă, da. Știu că am văzut emisiunea respectivă. Și lumea a uitat. Culmea, nu v-a atacat nimeni, și asta pentru mine este un mister, că dacă nu mă înșel în emisiunea aceea, a spus că lucrați prin Brăila la un moment dat și v-ați dus să vă angajați la securitate. Da. Mă rog, securitate, SRI, ce era SRI, atunci. Da, SRI. Da. Nimeni n-a amintit chestia asta. De ce? Nu mai se uită la televizor? Că acum puteau să vă demonizeze cu toate. Da. De ce nu s-au legat de acest aspect? Pentru că mie mi s-ar fi părut acum un aspect de care să te poți lega mai mult decât de niște cuvinte. Nu, pentru că acolo eu vorbeam despre intenția mea ca după terminarea armatei să mă duc la SRI pentru că nu mă simțeam în elementul meu la medicină. Am înțeles. A fost doar o intenție atât. Atât, doar intenție. Descurajată, da, de profesorul meu de atunci, de Gabriel Liceanu, care mi-a zis, tu știi în ce te bagi dacă te duci acolo? Nu știi, stai deoparte. Și l-am ascultat, am stat deoparte, asta a fost. Amintiri, vă dați seama că toată canonada la care am fost supus a avut drept cauză intrarea în politică. Absolut, că ați intrat în aur. Amintiri... Dacă ați fi intrat în PNL sau în USR, mai erați atacat la fel? Nu știu să vă zic. Nu, pentru că probabil că aș fost undeva în dosul unei liste electorale fără nicio șansă să intru. Și nu, aș fost socotit drept o persoană neînsemnată, infimă. Și onorabilă din punctul lor de vedere, din punctul celor care judecă. Bun, haideți să lămurim niște aspecte. Pe mine m-a atras foarte tare faptul că, dom'le, ați fost spus la zid că sunteți rasist, apropo de țigani. Da. Poate n-ar fi rău să explicați ce s-a întâmplat, pentru că dumneavoastră nu ați spus nicio secundă că toți țiganii sunt răi, hoți și alte lucruri. Plagă socială, am zis. Plagă socială, așa, nu mai rețin. Deci că sunt o plagă socială. Ce s-a întâmplat? De unde a ieșit această expresie scoasă dintr-un context? A fost un interviu cu Floriana Jucan în Q Magazin, imediat după declanșarea epidemiei și după declararea stării de urgență de către președintele nostru, și acolo Floriana mi-a pus o serie de întrebări privind venirea emigranților români în țară, pentru că atunci se închiseseră toate statele europene și românii, nu mai având ce face, se întorceau. Și întrebarea ei cu skepsis, dar fără rea intenție, a fost: și cine credeți că dintre români vor veni cu precădere acum în țară? Și atunci am spus păsărica pe care o știm cu toții, și anume vor veni cei care până acum, neavând carte de muncă și lucrând la negru, vorba vine că lucrau la negru, nu vor mai putea face ceea ce făceau... Nu pronunțați cuvântul negru, știți, cuvântul negru de acum nu mai este nici capre negre, nici... Deci, nici albă ca zăpada nu mai putem să o citim. Mai era aceea cu domnița care doarme și o mare actriță, cu o prințesă care doarme. Prințesa adormită, da? Și o mare actriță, acum de la Hollywood, prinsă de curentul acesta neo, nu mai știu de care, marxist probabil, a spus, domne, zice, este un act de agresiune împotriva ei, că a pupat-o prințul fără să-i ceară voie. Am ajuns la niște aberații. Vom avea parte tot mai des de acum încolo. Și mai de aceea aurul va câștiga, pentru că românii își dau seama că vine un val de apăsare ideologică, psihologică, o molestare, o maltratare, care va fi din ce în ce mai intensă. Și atunci vor vedea că singurii care spun adevărul și denunță teroarea aceasta corect politică vor fi cei de la aur. Pentru că dacă nu spunem adevărul, atunci chiar că îi vom decepționa pe români. Dar nu v-am răspuns la întrebarea vă rog. Cu plaga socială. Și la întrebarea Florianei... Va trebui să veniți la foarte multe emisiuni ca să discutăm toate aspectele. Cum să nu? Vin cu mare plăcere. Aici să fiu în teatra, dar da. O să fiu. La întrebarea Florianei Jucan am spus ceea ce știam toți. Că mulți dintre țigani se duc în Occident nu ca să lucreze legal, ci ca să cerșească. Cum i-am văzut eu cu ochii mei, i-am văzut în centrul Stuttgartului, i-am văzut în centrul Frankfurtului, cum femeile țigăni stăteau și cerșeau cu păhăruțul, la colț de stradă. Să cerșească, să codoșească, adică carne vie, lanț de prostituție și să fure.
Asta nu înseamnă că nu sunt și români. Toți. Nu sunt și români. La Cerșit mai puțin. Dar la rest... Mi s-a scos fraza, a fost generalizată și preschimbată în verdict universal. Toți sunt așa. Și eu știu că în jurul lui George Simion există o falangă foarte puternică de romi care l-au ajutat foarte mult în campania electorală, pur și simplu. George Simion, liderul AUR, ca George să fie Simion, fac... da, liderul copreședintele AUR. Da. În momentul acesta, cât s-a schimbat discursul AUR după intrarea la putere? Păi nu s-a schimbat. Și George și Claudiu, cei doi copreședinți, sunt la fel de radicali. Eu la fel. Am dat câteva interviuri în care deja am primit stigmatul de raxist, legionar și antisemit. Suntem la fel. Dacă vom începe să ne măsulim gândurile și mai ales cuvintele și ceea ce spunem, noi o vom păți, pentru că românii au fler, ei simt, îi poți păcăli o dată, de două ori, de trei ori. Dar dacă începi să minți, să faci exact figura celor împotriva cărora te-ai ridicat, că tot timpul spunem suntem partid antisistem, dacă vom ajunge să le semănăm, atunci vom fi o dezamăgire cumplită. Și atunci tonul nostru trebuie să fie același, adică pe aceleași câteva adevăruri pe care le-am spus. Vă rog, mai spuneți-l o dată. Defrișarea pădurilor, obligatoriu, trebuie dată o lege prin care 10 ani de acum încolo să nu se mai taie păduri în România. Mai cu seamă în privința exportului, fără export, și dacă se taie numai pentru bunul gospodăresc, pentru oamenii care nu pot să se încălzească, nu își pot încălzi altfel casele. E obligatoriu. 2. Prăbușirea învățământului. Sună lozinci, dar învățământul instituțional de stat este la pământ și nu vor putea să-l mai refacă pentru simplu fapt că autoritatea pedagogului este nulă în ochii elevului sau studentului. Gândiți-vă că elevii sau studenții se pot strânge într-un soi de mini-sindicate și îl pot denunța pe profesor la Comisia de Etică pentru că are idei nedemocrate. Unde a început deja. A început fenomenul acesta. Da, în America. Încetul cu încetul. Nu numai în America. Să știți că și pe la noi a început. Da. Este o mare problemă. Este o mare problemă. Ați auzit ultima idee? Copiii și părinții se numească directorul școlii. Da, este cumplit. Nu mai există ierarhie valorică, pentru că orice ierarhie e considerată o sursă de discriminare. Și atunci învățământul în clipa de față este în colaps. Nu mai pot să-l resusciteze nici prin online și nici prin contact față către față. Și atunci singura soluție vor fi asociații de părinți care să pună bani și să angajeze profesori privați. Dacă vor să facă ceva cu copiilor, dacă îi lasă în rețeaua de stat, nu va ieși. Adică să instituționalizeze ceea ce fac fiecare acasă, plătind meditatori. Da. Altfel, la școală, acolo este o școală de duplicitate. Deci, păduri, școală. Resurse naturale. Noi nu le mai avem, le-am vândut pe toate. Politicienii noștri le-au vândut și subsolul și gândiți-vă că 40% din suprafața agricolă a țării a fost vândută unor firme, în spatele cărora nu știm cine sunt. Spuneți, dragilor, cine sunt acolo? Ce firme, ce etnii sunt acolo? De ne-au luat pământurile. De-am ajuns noi să importăm produse agricole, vă dați seama. Eu cunosc un caz unei mari exploatații, poate cea mai mare, în care transferul de proprietate nu se putea face prin cumpărarea pământului, ci prin cumpărarea firmei. Și încet, încet se schimbă structura culturilor. Nu se mai seamănă atâta grâu și porumb, sau mă rog, soia. Se seamănă mai mult trifoi și lucernă, care se scot în 2-3 tranșe pe an, nu mă pricep foarte bine, și se exportă în țări calde unde nu există iarbă pentru cămile. Ceea ce înseamnă, bine, poate niște bani care vin, eu știu dacă nu o fi și firma din statul respectiv, între timp, dar înseamnă o scădere a producției agricole de un anumit tip, care însemna hrănirea populației, spre altceva. Ceea ce poate fi destul de interesant în timp. Da, deci, repet, păduri, învățământ, pământuri, credința, am înțeles. Da, trebuie apărată biserica și toate confesiunile de un atac crescând, care se va intensifica în următorii ani și românii își vor da seama. Iar AURU este un partid creștin apărând tot ce înseamnă
articole de credință simbolistică și doctrină și dogmă creștină. Apoi, o altă problemă mare, discrepanța de infrastructură între Moldova noastră și Ardealul. De chiar îți vine să dai dreptate teoriilor conspiraționiste, că Ardealul mai devreme sau mai târziu trebuie să devină autonomă și se rupă de Moldova cea înapoiată. Ori dacă tot invocăm această lozincă a autostrăzii pe care tot să facem Moldova și nu face nimic, atunci e jale. Asta trebuie făcut. Da. Noi nu avem infrastructură. Și tocmai de aceea ne mișcăm foarte greu în Moldova. Și când te duci în Vaslui, uite cu mile de cap când vezi ce e acolo. Să știți că, într-adevăr, în Vaslui sunt locuri în care te iei cu mile de cap, dar am văzut și câteva comune cu oameni deștepți acolo la conducere, care seamănă mult cu comune din Ardeal, pentru că au accesat programe europene și au arătat că se poate și în Vaslui, dacă ai oameni dedicați și deștepți. Să ne întoarcem un pic la politică și ipocrizie. Eu nu mai spun că există minciună în politica românească, pentru că ar însemna să... Să spuneți un clișeu arhicunoscut. Deci, da. Cât este ipocrizie în politica românească și dacă există ipocrizie și dublu limbaj și la aur? Deocamdată nu vă spuneam. Nu este. Și când va fi, atunci vom fi de plâns. Și va trebui să fim cei din tâi care să recunoaștem astăzi. Ipocrizia vine din ascunderea unor adevăruri pe care nu e prudent să le spui. Și atunci toți tac ca să... pe de o parte spune ca să salveze imaginea partidului și altfel pentru ca însăși să nu imerească în colimatorul presei, ca să nu fie terfeliți. De aici pleacă totul. Dincolo de partea aceasta ideologică, istorică pe care o trăiesc sub obroc, după aceea vin matrapazâlcurile pe care cu care fiecare politician mai devreme sau mai târziu se întâlnește măcar sub unghiul posibilității că ar putea să le facă. Mulți le fac și în momentul acela au intrat pe această pantă din care nu mai pot ieși, care este panta corupției. N-am intrat în politică ca să mă îndop și să mă răsfăț cu o sinecură. Eu n-am venit ca să pun bani la ciorap. Sună extraordinar, sună ca o lozincă filantropică și filotimică, iubitoare de mine însumi. Dar așa vom face, altfel nu avem nicio șansă. Iar Neamțul este un județ din care poți să-ți faci o minune, atrăgând fonduri europene. La ce mănăstiri și la ce păduri sunt aici, trebuie să fii orb ca să nu-ți dai seama ce poate ieși de aici, ce potențial. Păi și-au dat foarte mult seama ce poate ieși din Neamț și vă spun eu, s-au clădit averi uriașe în Neamț. Nu asta ne s-au clădit averi uriașe în Neamț. Suntem o zonă în care avem de toate. Oamenii simpli nu prea au. Bugetarii sunt la putere peste tot. Deci a devenit, cum spuneau copiii înainte, amicii, ce vrei să te faci când vei fi mare? Și că vreau să mă fac aviator, vreau să mă fac nu știu ce, profesor, doctor, acum nu. Vreau să mă fac bugetar. Ce e aia bugetar? Acolo unde te duci și stai și primești bani. Deși clișeul ăsta este un clișeu, că nu toți bugetarii stau și primesc bani. Dar am învățat să trăim numai în clișee. Clișeu, Sorin Lavric, reprezentant al unui partid cu tente legionare. Da, cum să ne... Haideți să lămurim un pic ce înseamnă conservatorism în politică. Pentru că una este, vorbesc despre Partidul Conservator, ăla care era cu Pepe Carp, Marghiloman, așa? Alta e să vorbești despre conservatorismul promovat de legionari și alta e să vorbești despre ce poți face din punct de vedere al conservatorismului într-o lume, într-o dinamică fantastică cum e cea de astăzi. Da. A fi conservator înseamnă cu precădere să te opui schimbării ca scop în sine. Deseori schimbarea este malefică. Fluturarea progresului ca drept fetișul aducător de mântuire planetară, ideea aceasta este malefică, este malignă. Și atunci conservatorul în mod instinctiv simte nevoia să păstreze cât mai mult ceea ce deja a fost verificat prin secole de tradiție. Adevărurile acelea, obiceiurile acelea nu pot fi schimbate peste noapte în numele egalitarismului și al progresului când știi că ele
Asta e criteriul, că au fost verificate. Când știi că au fost verificate de obiceiuri și cutume, de ce să le schimb peste noapte? De ce să încep eu să-mi schimb familia cum îmi dictează mie capriciul meu acum egalitarist? Asta înseamnă a fi conservator. Și apoi conservator este un om care are tot timpul o axă pe verticală. El crede într-un plan spiritual și intuiește că fără acest unghi spiritual, viața este o vale a plângerii. Trăim ca să ce? Ca să murim și cu asta basta? Atunci mai are niciun rost, putem muri în clipa asta. Fără o perspectivă spirituală, eu nu pot să-l conving pe un om că este nerentabil să fii lichea și hoț și că este mult mai bine să fii un om cu demnitate și cu coloană vertebrală. Numai așa, pe o linie spirituală, poți să fii cu ierarhie pe valorică. Asta înseamnă, în primul rând, a fi conservator. Și când te uiți care sunt axele și reperele, tot ajungi la acele entități organice pe care nu le iubesc deloc egalitariști. N-ai ce face, nu poți fără neam, fără biserică, fără limbă, fără familie. Iar conservatorul le apără pe acestea. Așa a fost și în Anglia, așa a fost și în America, așa a fost și la noi. Iar mișcarea legionară a fost un moment foarte important în această istorie a mișcărilor conservatoare, pentru că acolo găsește exact aceleași teme. Legionarismul este un episod încheiat din punct de vedere istoric, pentru că s-a încheiat, nu poți să-l reînvii astăzi așa cum a fost atunci. Ai fi ridicol, pur și simplu, și nu ai convinge pe nimeni. Asta nu înseamnă că o să mă auziți pe mine vreodată vorbind urât despre legionari, pentru simplu fapt că i-am cunoscut și știu ce oameni de ispravă erau. Aici, în Piatra Neamț, am cunoscut pe Grigore Caraza, un om extraordinar. Sau Nicolae Popa, trecut pe la Pitești. Am făcut emisiuni cu el, am scris despre el. Știți cum a murit Nicolae Caraza? Mi se pare că a fost lovit de un nebun. Un nebun da. Pe stradă. Da. Deci un destin absolut extraordinar. Așa că cum poți să vorbești urât despre acești oameni? Sau Șerban Milcoveanu sau Mircea Nicolau, oameni care n-au fost în stare să omoare o muscă și care aveau o tărie interioară și din comun. Niciodată nu le voi da. Nu putem asta. Uita și excesele. Excesele care au fost și pe care nu le tăgăduiește nimeni. Deci nu se pot uita și nu pot fi șterse cu buretele. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne uităm doar la acele excese, exact. Nu și la alte excese. Exact. Nu trebuie să diabolizăm acum pe legionari doar pentru că dușmanii lor tradiționali așteaptă ca să-i demonizăm. Nu o să fac niciodată asta. Bun. Și simplu. Un om normal așa gândește. Dom'le, am un partener de dialog, chiar un adversar politic. Dar cum catalogați acum câteva zile, recunosc că n-am citit tot documentul, am văzut doar titlul și semnăturile și m-am lămurit eu de unde vine, a apărut un fel de apel al intelectualilor români, și asta este o chestie, apel al intelectualilor. Ce înseamnă intelectual? Cine a monopolizat acest termen de intelectual român? Da, da, da. Cine a monopolizat acest termen? Care spunea așa, voi partide bune, aceiași intelectuali, fac paranteză, aceiași intelectuali au scris de nenumărate ori despre faptul că avem o clasă politică coruptă, hoți care iau comisioane, închid paranteza, deci acelor partide li se adresează un apel ca să nu discute, să nu negocieze și să ostracizeze în Parlament aurul. Da. Ați văzut apelul respectiv și lista de semnături. Da, da, da. Cum putem să catalogăm acest lucru? Este un simptom al panicilor, pur și simplu. Noi ne-am stricurat și de ce ar fi panicați niște intelectuali? Pentru că noi spunem adevărul, iar eu voi spune adevărul și despre perioada interbelică și despre comuniști și despre evrei. Lor nu le place asta, pentru că ei au fost obișnuiți să slugărnicească. Ei sunt niște slugi. Și în momentul în care apar câteva voci în acest partid, că se recunoaște, nu suntem mulți deocamdată ca să răzbatem cu un ecou în mintea românilor, când începem să spunem lucrurile acestea, ei simt că își pierd acel monopol pe care l-au avut. Și atunci intră în panică. Sluși la cine? Păi la cine vreți dumneavoastră, de la stângiși, la plutocrații oligarhici care conduc de fapt lumea, cine vreți dumneavoastră, ONG-urile soroziste, ce vreți dumneavoastră? Sunt atâția. Sunt atâția și toți sunt de stânga. Începând cu
această pepinieră de creiere comunistă sau cum să le zic, neomarxistă, care este SNSPA-ul, unde acolo copiii sunt educați în spirit marxist. Nu există Dumnezeu, familia este un construct cultural. Clișeul acesta cu constructul și de acolo, de acolo este o pepinieră spre viitoarele cadre politice și administrative din România. Da, și țesătura se întinde și așa ajungi la corectitudine politică, așa ajungi la ideologia de gen cu această aberație că identitatea sexuală a omului este fluidă și se schimbă de azi pe mâine. Am citit un material de educația dumneavoastră. Educația sexuală în școli și tot nu mai așa. Știu unde l-a scris, în Q Magazine sau chiar în... La cronica ideilor, nu mai țin minte. Da, spuneam exact. Că trei genuri trei, nu sunt decât în gramatică. Trei genuri în gramatică și dădeați rezultatele unui studiu care găsise câte... Da, da, da. În terminologia lor erau vreo 25. 20 ceva de... Da. Deci era absolut stupid. Ei pretinzând că acolo e știință. Nici o știință acolo. Acolo este o fantasmagorie ideologică. De aici reacția lor. Simt că nu ne pot controla, nu ne pot influența, nu ne pot șantaja. Și atunci vin cu acest strigăt care este, nu se sprijină pe realitate, pentru că noi fiind partii parlamentar, cei de la putere sunt obligați prin lege să intre în dialog cu noi. Așa că n-au cum să ne proscrie, să ne ostracizeze, cum spuneați dumneavoastră. Vor fi siliți să ne asculte și de acum încolo și vor înghiți în se că n-au cum să ne oprească. Bun. Cum vă faceți mai vizibil? Pentru că există, clar, și un fel de barieră pusă mediatică. A fost. A fost până în pragul alegerilor, când am fost boicotați într-un mod crâncen. Nu existam, pur și simplu. Acum să vă dau și eu un exemplu. Nici n-ați vrut să existați. Am vrut, dar... Păi, de exemplu, în Neamț, noi am primit pe oricine în campanie. Nu trebuia decât un telefon. Da, pentru simplu fapt că nu știam cum să ajung la dumneavoastră. Nu, deci, de asta vă spun. Adică, pe de o parte, există... Să știți că eu cunosc și colegii din presă. Nimeni nu ar fi spus nu. Chiar și în campanie. Pentru că știe clar că în campanie unii au mai mulți bani, alții mai puțin. Asta este. Dar nu s-a pus problema. Cel puțin o emisiune, două de prezentare, noi am făcut la oricine a venit. Da, n-am știut. Și în București se percepeau niște taxe exorbitante pentru emisiune de 50 de minute și atunci am renunțat. Când aveam 50 de minute în care vorbeai 4 minute, 5, probabil. Da, da. Cam așa se face acolo. Da. De aici strigătul acesta și apelul acesta care e neavenit. În fond îi divulgă pe ei. Simt că le scapă realitatea, că nu mai pot influența așa cum au făcut-o până acum. Și bineînțeles că vor fi tot timpul cu ochii pe noi, iar noi nu trebuie să le dăm satisfacție, dimpotrivă, trebuie să le amărâm cât mai mult mintea și intelectul. Ne apropiem de final, mai avem câteva minute. Cum vă simțiți dumneavoastră, un om care atâția ani de zile ați avut o rubrică într-o revistă prestigioasă, da, de cultură? Ați lucrat în Uniunea Scriitorilor. Și cum spuneați dumneavoastră, ați fost anunțat printr-un telefon de la domnul Vosganian, da? Că nu mai corespundeți. Știu, stați că situația nu e atât de rea, că până la urmă tot tăvălugul ăsta s-a întors împotriva Uniunii Scriitorilor. Eu în continuare am rubrica mea România Literară, Manolescu, nu mi-a retras-o, dovedind că e un intelectual care chiar practică autonomia esteticului și poate separa partea ideologică din mine de partea mea estetică, de cronică. Bravo lui! Bravo lui! Jos pălăria! În plus, am rămas membru al Uniunii Scriitorilor, n-au cum. Nu, asta am înțeles, nu ați membru acolo, n-au cum să vă scoată. Problema este alta, apropo de ipocrizie. Da. N-am nicio problemă cu domnul Vosganian, are două cărți, între care una chiar senzațională, chiar extraordinară. Dar mi se pare, cum să vă spun eu, hazliu, ca să nu spun altfel, de la domnul Vosganian să vină un discurs de genul, știi, ai intrat în politică, nu mai așa, vezi că ai niște... Nu, nu. Mi-aduc aminte când a intrat domnia sa în politică, dacă nu mă înșel, era un fel... Imediat. Era un partid sponsorizat de Sorin Ovidiu Vântu la vremea respectivă. Asta nu știu să vă spun. Vă spun eu. Deci, adică, despre ce vorbim? Nu,
Eu mă înțeleg foarte bine cu Varujan Vosganian, suntem erudiți și el este un om de dreapta. E un reprezentant strălucit al armenilor de la noi. Corect, așa este. Dar, mă rog, ajungând lângă Tăriceanu, a trebuit să se lase într-un fel contaminat de ce se întâmplă acolo în jurul lui. El a trebuit să mă sune ca să mă științeze, pentru că totuși este prim vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Și el mi-a spus adevărul despre ce s-a întâmplat. Au fost presiuni venite în afară Uniunii Scriitorilor. Din zona intelectualității evreiești și maghiare. Evreii, pentru că mă percep ca pe un neolegionar. De ce? De ce totuși? Că nu am văzut ceva care să frizeze... Pentru că îndrăznesc să spun și altă parte a istoriei interbelice pe care ei vor să o treacă sub tăcere. Și anume rolul precumpănitor pe care l-au avut în răspândirea comunismului. Comunismul a fost o plagă cu precădere iudaică. Ei au inventat comunismul, l-au răspândit, l-au adus la maturitate și după aceea s-au declarat victimele lui. Așa fac. Ei, eu spun asta și nu le place. Iar maghiarii s-au supărat pe mine pentru că noi tot timpul am spus că UDMR este un partid care nu are ce căuta în Parlament, pentru că un partid pe criteriu etnic este o aberație. Ei pot fi o fundație, dar nu ceea ce sunt acum. Ei sunt o enclavă etnică în Parlamentul României. Și s-au supărat și au dat telefon. De acord cu dumneavoastră, cu partidul etnic, deci cred că este o aberație care a fost foarte atent pregătită și vă spune unul care a lucrat vreo 5 ani în Odorheiu Secuiesc. Aici e mai mult de discutat, dar tot nu pot să înțeleg cum o instituție precum Uniunea Scriitorilor poate fi influențată de asemenea grupuri. Mi-aduc aminte cât de tare s-au supărat unii pe mine când am vorbit despre drama românilor din Basarabia în momentul retragerii. Cu Fântâna Albă. Nu numai Fântâna Albă. În momentul în care armata română mărșăluia pe străzi să retragă și se aruncau niște oale de noapte peste ei. Da. Și mulți se întreabă, de ce au reacționat altfel când au venit? Păi reacția asta este până la urmă, hai să-i spunem, omenească. Da. Omenească. Tare aș vrea ca lucrurile astea să poată fi discutate în România fără ca să punem anateme. Ce anateme pune în momentul ăsta Aurul față de ceilalți? Corupție, trădare, vânzare pur și simplu de țară. Asta este. Suntem trădători, suntem lași, suntem hoți. Când zic asta, vorbesc despre ai noștri, despre românii noștri și știm că așa este. Și atunci trebuie să le dăm un model, că totuși putem să ne schimbăm, chiar nu suntem terminați și putreziți pe de-a întregul. Putem să scoatem ceva din România și din români. Atât. În rest, nu anatemizăm pe nimeni decât în măsura în care ni se împotrivesc. Nu știu, eu întotdeauna am susținut că trebuie să existe o presă care să prezinte lucrurile echilibrat. Știți că dacă într-un ziar acum te apuci să scrii un material oarecare despre Fântâna Albă, te poți trezi cu o reclamație făcută de niște intelectuali foarte, foarte atenți la fiecare cuvânt pe care îl scoate cineva, probabil că și după emisiunea aceasta vom avea reacții. Da, ei s-au obișnuit ca să intimideze și au avut tot timpul câștig de cauză și continuă așa. Ei, acum nu ne vor intimida, cel puțin pe noi cei de la Aur. Eu ce să vă spun, mă bucur tare mult că am putut să discut cu dumneavoastră lucrurile acestea. Vă aștept oricând. Când, de fiecare dată când vin în Piatra, vă dau un semn și facem. Vă aștept oricând pentru că vom putea discuta pe niște lucruri concrete. Lumea, am vrut să vă cunoască oamenii și altfel. Ați mai fost în emisiuni, dar am vrut să vă cunoască lumea și altfel și să discutăm concret. De exemplu, eu sunt un tip încăpățânat și încerc să mă întreb cum este posibil după 15 ani un municipiu ca Piatra Neamțu să aibă 140 de milioane datorii și să facă niște cheltuieli aberante și nimeni să nu spună nimic. Aștept și reacția. Bine, să sunteți noi veniți în politică, dar poate în timp veți avea reacții locale. Stau și mă întreb cum se poate ca un magazin
Și v-am cerut și reacția noastră și a apărut în ziarul de astăzi. Poate să poată funcționa, deși deja patru instituții i-au spus nu are autorizație. Eu vă întreb dacă colegul meu își deschidea un magazin. Bineînțeles, lua amendă și închideau imediat magazinul. Dacă de Kaufland este altceva. Sau altceva ce mă revoltă. Când vin de la Bacău cu trenul, merg pe o cale ferată care nu este electrificată. Merg cu cărbun, pur și simplu. Au vrut să vă arate cum e să fii conservator și în dezvoltare. Da, bine. Conservator în dezvoltare. Bine, asta vroiam pe final să discutăm. Ați spus conservatorismul înseamnă asta. Cum ne dezvoltăm, ținând pasul cu vremurile, din punctul de vedere al unui partid conservator? Am înțeles, ne bazăm pe familie, pe tradiții, pe credințe, dar cheile dezvoltării, cum ne dezvoltăm economic, care sunt mijloacele? Sunt aceleași mijloace capitaliste care au fost verificate în Occident, aici nu e nimic de inventat. Totul este ca tot ce înseamnă economie și infrastructură, se îmbine cu cealaltă parte spirituală de tradiție. Dacă am fi ca japonezi, atunci am fi mântuiți, mai că noi nu avem încă stofa lor. Ei au reușit să îmbine tehnica cu tradiția într-un mod unic și repetabil, probabil. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această emisiune. Și eu vă mulțumesc, domnul Bălănescu, și oricând, cu mare plăcere, ne vedem pentru la mine a fost, dimineață. Pentru mine a fost o plăcere. Oameni buni, să vă obișnuiți și cu genul acesta de dialoguri, pentru că sunt importante și e bine să audă și părerea cealaltă. Întotdeauna. Altfel ne plictisim, să știți. Și intrăm în ceea ce eu numesc spiritul becalian. Adică spiritul de turmă. Da. Vă mulțumesc, cele bune, sănătate, numai bine. Bună ziua, numai bine.